Agricultura Moldova, asta e o viață de chin. Vorbesc de vară, de sezonul de vară, de la 4 dimineața până la 12 de noapte. Și dacă te mai duci la piață, și noaptea încă nu dormi. Iată, asta e agricultura Moldova, fermier mic. Deci suntem în luna februarie și câmpul ăsta e plin cu morcov. Nu s-a realizat din mai multe motive. Dar motivul principal, pentru că a fost foarte mic prețul la piață. Morcovul ăsta s-a semănat în luna iunie și el n-a văzut ploi. Aproape toată perioada de vegetație el a fost udat. Udat cu bani. Au lucrat în hotare și au venit și au investit și au făcut aici, iată, câteva teplițe, au semănat alături ridichii de vară, pe urmă în loc au pus varză de toamnă, deci au muncit băieții toată vara. Și iarăși varza nu s-a vândut în luna decembrie, deci au dat-o în aer și n-au dovedit să are. De acum, cred că nici nor să are, ori să meargă cu discurile de vreo două ori. Se mai duceau oameni la bindier, la Tiraspol, mai duceau marfă agricolă, mai vindeau, își mai făceau de trăit. Câte-o leac s-a închis tot și chiar Transnistria, care nu e recunoscută de nimeni nicăieri, ea și apără piața lor. Și n-are nimeni nevoie de țăranul nostru. Iată, asta e deosebire. Aici suntem la granița cu Transnistria. Deci în partea aceea de pod avem satul Băcioc. Când încă nu era pandemie, deci vineau pe jos, pe pod, și vineau la lucru pe deal, la gura Băcului. Podul Salvator, care ne mai salva, mai vineau lucrători, mai era și nou mai ușor și ei se mai hrăneau. Dar din păcate, din cauza pandemiei, și asta nu mai avem. Добрый день. А вы в курсе, что фото и видеосъемка запрещено на территории поста? А вы нас почему останавливаете? Ну, чтобы вы удалили фото и видео. Почему мы должны удалять? Ворог фрумос, мы реализуем материал. Эмиссия с инмешки динколо Денистру. Камеру. Блокируем машину. Bună ziua, TV8. Noi refuzăm să ieșim până nu vine poliția. Nu vă supărați, noi așteptăm poliția din partea Moldovei. Voi pe rusca, adiciți, vă rog, voi prezentați cu trei stărăm. Păi noi vrem să discutăm cu cineva. Poliția din partea, poliția nu poate să vină la post, fără... Вы не имеете права снимать. Вы в каком смысле нас снимаете? А вы нас почему остановили? Во-первых, вы проводили видеосъемку на Миротворческом посту. Мы проезжали просто, у нас... Не надо, вас заметили, что вы проводите видеосъемку. Домнале, орче камера де борт пати фильма. Но и не фачим мунка, сентем журналист. Я вас не понимаю. Așa se întâmplă des în regiunea noastră, în zona asta transnistriană? Noi de obicei doar nu filmăm aici. Așa, eu știu de ce așa s-au supărat pe noi. Dar iată, mie nu mi-e clar. Noi suntem acum de o oră aici și multe mașini au trecut și pleacă încolo, peste Nistru. Dar pentru noi accesul e interzis. Deci
Cui îi dau voie să treacă, cui nu îi dau voie să treacă, nu-i clar. Au trecut 29 de ani și noi cum am fost, nu ne-am mișcat nici cu un deget înspre bine. Tot așa stăm cu posturi de vamă sub sat, de pacificatori. Deci, în mijlocul țării avem postul. Și cum am fost intimidați, așa și suntem. Nu mai avem nici piețe de desfacere, nici posibilități de dezvoltare mai departe. Deci, viața e grea, dar nu trebuie să uităm niciodată de unde ne-am pornit. Și azi e ziua mamei mele. Ducem să o felicităm cu ziua ei. Atâta cât mai trăiesc părinții, atâta nu suntem singuri pe lume. Și ne bucurăm că sunt și slavă Domnului, măcar așa cum pot. Avem speranța că și pe noi copiii noștri să fie fericiți. Adică să fie fericite, sănătoase, și mulți, mulți ani înainte. Mulțumesc, de Doamne! Mulțumesc, de Doamne! E, azi e ziua muculiții. Că azi dimineață m-a adus mama pe lume, până la ziua. Și cum nu era, cum erau timpurile celea, pe atunci în 49, după foamete, după tif în 46-47, după 49 tot erau o sărășie din nispus. Și atunci mama m-a adus pe lume și zice, să vezi cum te-am născut și te-am cântărit cu un cântar de șei de cântăreu lână. Așa ea, care e cu curcioc și cu ambalans, deci ăla. Și te-am pus într-o zolnic de răsturnat măliga. Și te-am cântărit 5,2 kg. Mulți ani, mulți ani trăiască, nepoții să-mi trăiască. La mulți ani, la mulți ani, nepoții să-mi trăiască și toți sănătoși. Bravo, bravo, Monica, bravo. Și toți sănătoși. Bravo. În 1992, după conflictul cu Transnistria, ne s-a împărțit pământul. E cum? Ne s-a împărțit pământul, dar agregatele le-au furat care au fost la conducere. Să nu zic de asta. Tate, dar nouă ni s-a dat pământul gol. Și printre primii am luat și noi pământ. Și m-am gândit, zic, pământul trebuie prelucrat cu ceva. Dar aici avem familie grie. 5 copii și eram 8 suflete la mâncat. Și m-am dus, mi-a dat mie în cap și mă duc la domnul Sangheli, era ministrul agriculturii. Și mă duc, zic, domnul Sangheli, diminețele și serele ne-au mâncat zelele. Zic, când vine vremea să pun în strai, să n-am și. Dar zic, și care e problema? Zic, îmi trebuie un tractor. Vreau tractor. Dar ai de ce-l cumpăra? Am. Și pe data de 31 decembrie, la primărie Viușă îmi transmit, mâine dimineață, ce azi, dacă dobdești pe 31, te duci și plătești banii în casă. Ne-am dus cu soțul până în seară și am plătit banii la casă și a doua zi, pe data, nu a doua zi pe întâi, dar pe data de două, cu cecul plătit de pe 31 decembrie, ne-am dus și am primit tractorul. În solidol, nou nouț cu remorcă. Noi am plătit atunci pe tractor aproape 13.000 de rubli care au fost rusești. Și când în martie s-au devalorizat banii, s-au schimbat, au rămas 13 lei. S-au prefăcut 1.000 într-un leu. Și ea ca cu asta am câștigat. Atunci a fost greu, dar și amul băieților le-i greu. Pentru că nu-i piață de desfacere, măi oameni buni. N-au unde repartiza producția, n-au unde o vinde. Conducătorii noștri au făcut încheieri cu țările de peste hotare și aduc producția, dar a noastră producție se duce la răpă.
Ia că cum e socoteala. Agricultorii sunt cei mai chinuiți și mai năcăjiți pe lume. Și în zonă de conflict, noi n-am fost prețuiți și socotiți zonă de conflict. Odată la piață mă întreba la Cicana, zice, dar dumneavoastră cu cine sunteți? Cum? Cu Moldova ori cu Pridnestrovie? Dar eu zic, Moldova nu ne-a luat, dar Pridnestrovia ne-a lipădat. Suntem animărui. Și acela nu ne vrea, dar ăsta nu ne lasă. Și suntem așa, pe o plasă. Dar îmi place de fraza lui Sulac când zice, fă, Doamne, de moldoveni, măcar 100 de ceceni. Și ne așez mai aprinși, mai aprinși, mai... Dar moldovanul la noi îi molcăluț, lasă-mă să te las să muncească cu capul în pământ. Nu m-a plecat și zice, măi, dacă ți-o dat o palmă, dar tu întoarci și partea și ea și zice, lui ia să-și iei rușini și n-a să-ți dă ei. Dar la noi în țară nu-i rușini. Dacă te-ai aplecat, îți dă o palmă de el, îți mai dă încă una și-ți calcă și picioarele. E tot bine, țara noastră, băieți, n-avem ce face. Tot călcând moșiile, iesau rosc potcoavele, nistrule, nistrule drag, hai măi frat să ne unim, calul să-i-l potcojim, nistrule, nistrule drag. Unde-s mulți, unde unul nu-i putere, la necaz și la durere, nistrule, nistrule drag, unde-s mulți puterea crește și dușmanul nu sporește, nistrule, nistrule drag. Măi, rusule, nu spera, Moldova nu e gata, nistrule, nistrule drag, nici n-a fost și n-a să fie.